Este o vizită istorică după cea de acum 20 de ani a lui Ioan Paul al II-lea, când România a ieșit așa dintr-un con de umbră, pe lângă faptul că întreaga opinie mondială s-a focalizat asupra României, România și-a schimbat un pic înfățișarea. Știi, când te privește cineva important și simți că capeți prin acea privire prestanță și o provocare spre autenticitate, spre a sta drept, spre a deveni credibil, este o provocare spre schimbare. De aceea, vizita actuală, după 20 de ani, după vizita lui Ioan Paul al II-lea, vizita acum a Papei Francisc, capătă la fel o importanță majoră pentru România, nu doar pentru catolici, pentru țara noastră, pentru că ne privește cineva important și prin el ne privește opinia publică mondială și nu are doar o însemnătate ca vizita oricărui șef de stat, o însemnătate politică sau socială, ci o însemnătate profundă, o provocare spre legături cu cerul, spre legături spirituale și de trăire în comun, pentru binele tuturor, nu doar al catolicilor, fiind într-o țară majoritar ortodoxă. Atunci Ioan Paul al II-lea și-a dorit să meargă unde merge acum Papa Francisc, să ajungă în locurile unde se află catolicii, la Blaj, la Șumuleu, la Iași. Atunci s-a oprit doar la București și a fost bine și așa, a fost foarte bine, pentru că de aici, din București, atunci a răsunat acel strigăt, unitate, unitate, acum motoul este să mergem împreună. Nu este un demn la un amestec, și la asumarea unei identități, aceea a catolicilor, a identității catolice, pentru ortodox și identitatea ortodoxă, și să ne trăim identitatea noastră unii pentru alții, nu unii împotriva celorlalți. Eu, catolic, să-mi trăiesc identitatea mea catolică pentru binele fratelui meu ortodox, pentru binele bisericii ortodoxe. Și îmi doresc ca lucrul acesta să fie reciproc. Numai în felul acesta, vizita Papei ajută la un climat de pace, de conviețuire, de legătura creștinilor pentru binele comun, într-o lume atât de dezbinată, de răscolită de egoisme, naționalisme, de frică fie de Europa sau de o Europa uneori prea deșanțată și fără criterii morale, doar pentru un... cu criterii doar de economie. Aici, în catedrală, va fi din Catedrala Sfântului Iosif. Evident, aici va fi predica pe care Sfântul Părinte o va ține, care va fi transmisă pe toate ecranele, va fi tradusă simultan prin subtitrare, deci toți oamenii vor avea acces. Este singurul loc în care Papa va rosti acea învățătură, acel cuvânt de viață, de schimbare, dincolo de celelalte momente, când va avea discursuri, fie la președinția României sau în vizita la Biserica Ortodoxă și tot ce va fi mai apoi, la Șumuleu, la Iași, la Blaj. Vizita Sfântului Părinte este în catedrală, în cap aproximativ 1000 și puțin mai mult de 1000 de persoane. Este foarte puțin pentru tot ceea ce înseamnă și Biserica Catolică, chiar minoritară, fiind în sudul României. De aceea, catedrala se extinde ca de la o inimă, pe artere, pe artere de pe străzi și pe artere de la inimă, care să creeze acel țesut în jurul catedralei până la piața, pe Calea Victoriei, până la piața George Enescu, în fața Ateneului Român, în fața Palatului Regal. Este zona delimitată unde vor fi amplasate peste tot în această zonă scaune, mii de scaune pentru bătrâni, pentru cei care au nevoie, dar unde zeci de mii de persoane vor putea participa, nu doar asista, la celebrarea Sfintei Liturghii din catedrală. Peste tot vor fi ecrane, boxe pentru a auzi, pentru a vedea, pentru a asculta cuvintele Papei și pentru a le vedea traduse pe ecrane, ca toți să aibă o experiență cât mai directă a întregii vizite. De aceea ne-am gândit la toate aceste aspecte. În plus, aceasta este
întreaga noastră intenție ca imediat după Sfânta Liturghie din Catedrală, Sfântul Părinte să poată trece prin mijlocul oamenilor. O beatificare a celor 7 episcopi, atât de dorită, tânjită, ani de zile, devine acea recunoaștere pentru întreaga biserică catolică a anilor în care a fost anihilată, distrusă, îndepărtată total, deșirată. Și iată, biserica greco-catolică, încă cu rănile deschise, în curs de vindecare, dar cu multe dureri nemângâiate, această beatificare făcută de Papa Francisc devine acel balsam spiritual, relațional și o recunoaștere a rolului întregii biserici catolice prin martirii, prin toți episcopii, în mod special prin episcopul Unirii. Avem România de astăzi și datorită unui episcop greco-catolic care a citit actul Unirii. Și cum să nu fie importantă această vizită în acel context în care însuși Papa îi va beatifica. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, în general, beatificarea este o treaptă inferioară înainte de a-i declara sfinți. Iar pentru beatificări este altcineva, un ministru al Vaticanului, un ministru așa numit, între ghilimele, e vorba de un prefect al Congregației pentru Cauzele Sfinților. Deci, așa, pentru opinia publică este ministrul pentru sfinți, în general, celebrează aceste beatificări. Canonizările, când se poate, le mai celebrează Sfântul Părinte, ori la Roma, ori când merge în anumite vizite. Acum, venind la Blaj, este însuși Papa care recunoaște meritul, martiriul, nu doar al celor 7 episcopi, evident, al lor, pentru că îi ridică la cinstea altarelor, dar recunoaște meritul întregii biserici catolice, martirizate în toți anii comunismului, distrusă, împrăștiată, pentru ca această biserică să se regăsească în propria ei identitate, vindecându-și rănile trecutului și memoria, să poată privi cu seninătate la astăzi și la mâine, neuitând trecutul, dar iarăși acel trecut să nu urmărească intențiile noastre de astăzi și de mâine cu acel gust amar. Sunt sigur că orice vizită există una, două, trei persoane, dacă nu mai mult, care vor încerca să folosească orice intenție bună sau intențiile celuilalt în folos propriu. Fie că e vorba din partea noastră a unor naționaliști mai înfierbântați, fie că ar fi vorba de unele persoane din Ungaria, este evident lucrul acesta, dar nu este esențial și nu este dominant. Cu siguranță vor exista mici intenții de a folosi, de a manipula, fie din partea unor români, fie din partea unor maghiari. Depinde de noi, cei mai mulți, ca să nu lăsăm ca o astfel de vizită să fie folosită în scopuri politice sau personale sau departe, ci să fie interpretată în folosul nostru, al tuturor, români, maghiari, catolici, ortodoxi. Noi, prin această vizită a Papei, încercăm să vedem prin gesturile Lui, prin cuvintele Lui, prin provocarea și încurajările Lui, această oportunitate și ocazie de întâlnire reală și de schimbare în bine a inimii noastre, a privirii noastre, a felului cum ne privim, cum gândim unii despre alții, și imposibil să nu se schimbe și societatea în care trăim.